Dragii mei și dragile mele, astăzi un filmuleț la fel cerut pentru doamnele și domnii care au probleme cu podoaba capilară, care vor să-și întărească rădăcina părului, care vor să aibă un păr sănătos, lucios. Am luat aici 5-6 frunze de dafin, de 20 de minute în apă fierbinte. Această infuzie o putem aplica, o putem masa la rădăcina părului. Ne va întări foarte bine rădăcina și bulbii. Ne va ajuta ca părul să crească, să se întărească. Dar e de dorit să nu infuziați mai multe de 4-5 frunzulițe, deoarece frunza de dafin are uleiuri volatile care nu chiar toți le suportă. Puteți să aveți și vârtejuri, dar se întâmplă foarte, foarte rar. O a doua metodă care puteți să aplicați infuzia de frunză de dafin este o mască. Luăm o felie de pâine din secară, o fărâmițăm bine, bine, mărunțel. Aici eu am chiar de prost picioară. Se va primi masca foarte ușor, fiindcă pâinea de secară conține multe vitamine, microelemente, care îmbunătățesc la fel circulația sângelui, redă luciu părului. Dați să torn chiar așa ea. Așa. Și amestecați bine, bine, până se moaie pâinea și să primească o masă. Aplicați întâi la rădăcina părului, apoi peptănați pe toată lungimea. Înveliți capul cu un prosop călduț, cu un prosop sau o căciuliță și aplicați această mască nu mai mult de jumătate de oră, fiindcă acțiunea uleiurilor volatile din frunza de dafin este foarte puternică. După v-ați spălat podoaba capilară cu șampon și un balzam și veți vedea efectul frumos și maxim al acestei măști. Este o mască foarte puternică. Uleiurile volatile din frunza de dafin redau luciu părului, îl regenerează, îl stimulează și desigur că este un remediu foarte puternic împotriva căderii. Faptul că se regenerează și se întărește bulbul, se întărește rădăcina părului. Această mască este binevenită pentru toți cei care suferă de alopeție, la care le cade părul, care au o seboreie, care au mătreață, care au părul subțire. E un remediu foarte, foarte bun și puternic pentru sănătatea părului. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe.